Salut, aventurierilor! A sosit și clipa cea mare. Ce avem noi aici? Avem un GoPro 8 Hero 8 Black și o să-i facem astăzi un unboxing. Hai să vedem ce conține pachetul. Protecție. Camera în sine. Super, super. Deci mai puțin pachetul. Acum să le luăm pe rând. Să vă spun câteva cuvinte despre această bijuterie. Să începem cu camera. Arată superb. Puteți observa și precis filmează la fel de superb. Sunt câteva specificații pe cutie. Un ambalaj extraordinar. Se vede că este ceva premium. Între specificații cele mai importante, filmează 4K la 60 de frame-uri pe secundă. Avem stabilizatorul HyperSmooth versiunea 2, ceea ce este incredibil. Deci incredibil, o să puteți vedea în filmulețele mele de acțiune ce stabilizare poate să aibă această cameră. Acesta este unul dintre principalele motive care m-au făcut să o achiziționez. Ok. Putem să facem și streaming la Full HD. Da. Filmează și capturează fișiere T-Bro. Asta este un detaliu foarte important pentru cei pasionați și cei care știu despre editarea foto-video. Avem și GPS, este subacvatică până la 10 metri, fără nicio altă protecție, gen carcasă. Ok, haideți să o desfacem. Haideți să vedem ce este în cutia camerei. Oh, avem aici un sticker GoPro Plus. Unlimited cloud storage of your GoPro footage. Damage camera replacement. No questions asked. Super! Acesta este un serviciu de la GoPro. Este un serviciu de GoPro Plus, evident. Aveți spațiu nelimitat pentru încărcarea conținutului foto-video și în caz că stricați camera, o spargeți obiectivul sau o zgâriați sau pur și simplu nu mai merge, puteți înapoia. Cei de la GoPro spun că nu adresează absolut nicio întrebare, ei o înlocuiesc direct. Este
un serviciu care costă undeva la 4,99 € pe lună. Îl puteți abona timp de un an. Cred că este, nu știu, de încercat. Încă nu am decis dacă o să-l încerc sau nu. Bun, altceva? Pa, pa. Avem un alt sticker. Bun, avem și aplicație GoPro. O putem downloada pentru Android sau Apple. Câteva indicații, cum să inserăm bateria, cum să scoatem camera de pe suport. Da. Bun, dacă aveți întrebări, puteți accesa acest site și comunica cu cei de la GoPro, de la suport. Avem două sticăre superbe, care vor merge la fix pe casca de airsoft sau de ce nu pe casca de schi. Da, undeva aici să ștergem mizeria asta de la UEZ. Casca este un pic zgâriată, nu că aș fi picat eu în cap la schi, dar cred că așa am luat. Bun, acestea sunt stickerele, le puteți aplica pe orice altceva. Mie mi s-ar părea potrivite pentru cască. Bun, avem și carticică. Dacă doriți să citiți, aveți ceva de citit. Mai multe limbi, evident. Bun. Să vedem ce ascunde cutiuța. Avem un cablu USB tip C, care putem descărca conținutul pe cameră și în același timp cu care putem încărca bateriile. Avem un suport. Este un suport un pic curbat. Se va potrivi la fix pe una dintre căști. Trebuie să mă decid asupra poziției de montare. O baterie. Arată foarte frumos. Să vedem dacă reușim să o desfacem cu o singură mână. Avem îndemânarea necesară. Ceva informații. Ceva mai avem în cutie. Absolut nimic. Urmează câteva vorbe și despre accesoriul pe care l-am achiziționat separat. Și cardul de memorie, nu știu dacă să-l desfac, dar ce trebuie schimbat. 32 de giga, nu cred că îmi vor fi de ajuns să filmez la 4K. Sunt câteva lucruri foarte importante și despre tipul de car folosit. Nu orice tip funcționează cu la filmarea de rezoluție maximă a camerei. Multă lume întâlnește erori, camera se blochează sau pur și simplu returnează o eroare, deoarece cardul nu este compatibil cu viteza camerei. O să pun un link în descriere despre tipul de carduri care sunt compatibile cu această, cu această cameră. Ok, asta lăsăm deoparte și o să desfacem acest superb accesoriu. O altă carticică.
O să stăm să citim toate instrucțiunile astea. Apare GoPro Hero 9. Ok. Să vedem. Deoarece nu am un tripod, am deocamdată un suport. Este un pic dificil să fac unboxing, că sunt rămână. Special GoPro. Bun, avem, ce este foarte important, avem LED-uri, două LED-uri de indicare a statusului bateriei aici, pentru fiecare port în parte. Spune care baterie este încărcată, care este descărcată. Baterie de rezervă. Este foarte important pentru mine să am tot mai multe baterii, deoarece în drumețiile mele cu bicicleta, la ski, mai ales iarna, unde bateria se consumă foarte repede, e bine să ai mai multe baterii încărcate. Și, evident, un cablu USB tip C. Haideți să facem și o probă, să vedem cum funcționează acest încărcător. Am introdus încărcătorul la un USB tip C normal, telefon. Puteți observa LED-ul de indicare. Bateria este în stadiu de încărcare. Este galben, când este verde este total încărcată. Este superb acest accesoriu. Văd ca un accesoriu de care nu poți să te lipsești în mașină. Poți încărca două baterii în același timp, în drum ce mergi la munte sau oriunde altundeva. Este super.
aplicația este conectată cu camera. Cum puteți vedea, putem face un preview. Deci nu pot să vă spun decât că filmarea și rezoluția și stabilizarea, totul este extraordinar la această cameră, dar veți vedea pe parcurs. Așteptăm să treacă epidemia, să ieșim la natură, să vă încânt cu câteva filmulețe superbe, superbe. Salut aventurierilor, o să ne vedem în noul filmuleț. Puteți să scrieți în comentarii ce doriți să vedeți pe viitor. Sugestii, recomandări, absolut orice. Salut!